Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod de CSGO Overwatch. Ce se întâmplă? Al doilea episod de CSGO Overwatch. Într-o zi, pam, 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 ceva e suspect aici și nu se știe ce, dar bă, mă credeam eu ce să mai filmez un al treilea clip pentru ziua de azi, pentru că astăzi v-am pregătesc doar 3 clipuri, pentru că e iumit, pam, 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 astăzi nu are rost să pun 4 episoade și mâine nu, pentru mâine nu am filmat, au să ne încărică pentru ziua de duminică și trebuie să improvizez cumva, poate sâmbătă seara când ajung să filmez sau habar n-am cum o să fac, dar o să fac eu ceva posibil, dar mă rog, asta nu este important, v-aș ruga pe toți ce priveți acest episod să apăsați pe butonul de like, chiar dacă este al doilea episod de ce se recovera pe ziua de azi, pe ziua de astăzi, hai să strângem măcar 400-500 de like-uri la clipul ăsta, poate, de ce nu, poate chiar mai multe. Și acum hai să lăsăm vorbăria la o parte și să trecem la Overwatch-ul ăsta nebun. Ok, Doamne ajută. Bă, aș vrea așa unul pe Cobblestone, mă, sau pe Overpass, dar sau... Ah, dar nu, de ce? Doamne, ascultă-mi dorințele. Doamne, se închide școala, Doamne, se închide școala. Toate dorințele, Doamne, să se închide școala. Dar suspectul este pe Dust 2, are... 10 cu 3 și gama, mamă, are hack, ia uite. What the f... Ok. Shift F2 să băgăm chestia asta, aia. Tipul ăsta, tocmai a dat aici un flick shot foarte wow și sincer, nu mă așteptam așa ceva. Sincer, nu mă așteptam să ia kill-ul ăla, s-a... Nu, prea mare a fost flick shot-ul. Lol. A tras încă o echipă, a vrut să tragă prin smoke-ul ăla și nu a fost foarte atent și ce? A tras încă o echipă. Bă, aici puțin că am suspect de incendiarea aia fix unde ăla, dar nu. Pentru că altfel se uita și culțin, dar el a dat incendiarea aia, a văzut cum se întâmplă, gata, a renunțat la situație. Frate, unul vine din lung. Opa, clutch nu văd. Uite, uitați ce... Nu știu, parcă are un reflex. No, dacă știa scout-ul e clar, are ceva. L-a tagat pe ăla. L-a luat și pe ăla. Era low, mai trebuia să se prindă un singur hit. L-a luat și pe ăla. Hai să fim atenți, să băgăm... să dăm viteza mai mică. Iar că dar să mai uită pe mine odată, o să-l vadă pe unul cel puțin. Ba nu, nu-i vede pentru că sunt după zid. Te omor doi în cazul ăsta. Bă, tipii așteaptă, gen nu se duce niciunul spre T-spawn. A, uite că i-au omorât până în cele din urmă și... să vedem o nouă rundă. Momentan tipul e suspect de un Mirka aim, așa... Pentru... Nu știu, are... faze mult prea suspecte cu... scout-ul. No, încă o fază. Cu scout-ul și cu AVP-ul, adică... are un reflect... Trage de-i. Acolo nu a nimerit pe tipul ăla. Uite, iar i-a dat cap. Pare să aibă un mic spinbot, dar nu sunt sigur acum. Nu sunt sigur dacă acest spinbot chiar e un spinbot sau... Mi se pare nou. Nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să zic momentan. Mi-e tare frică să nu dau un verdict prost. Păi, pot acuza, dar poate să fie un tip care chiar joacă bine. Și în cazul ăsta, chiar nu vreau să dau... Opa, i-a văzut acolo o parte din corp, dar poate el nu a observat acea parte a corpului adversarului său. Din nou cu scout-ul pe mine, cred că se va duce... Ia. No, din nou scout-ul pe mid, trage, îl ia. Tipul ăsta chiar e suspect de ceva spinbot, aim, ceva genul ăsta care... Cred că am trage ținta aia după... Cred, nu știu, și mie mi se mai întâmplă chestia asta, o rundă, două, dar el cam... În fiecare unde când am început meciul, tot are faze de astea cu scout-ul și cu AVP-ul. Și nu e chiar așa ușor să dai headshot-urile alea cu scout-ul pe mine de fiecare dată. Ia unul aici. Iar cap. Bă, tipul ăsta poate să fie și unul dintre jucătorii aia care se joace extrem de bine. Că are rapiditatea din joc, verifică. Cel mai probabil asta este tot. Este un tip rank mare și joacă la rank-uri mai mici, nu știu, poate un Legendar Eagle, Legendar Eagle Master sau chiar un DMG MG. Încă un headshot. Mm.
De runda următoare o să dau cu un cetinitor mai multe faze. Cu Deagle-ul sau cu ce mai joacă el. Ok, hai să vedem. Cred că din nou se va duce pe mid. Ia. A tras de data asta, nu l-a nimerit. S-a retras. Wallhack n-are, pentru că altfel se retrăgea și el nu-și mai stătea pe acolo. Acum am văzut să nu se mai uită nimeni. Se duce în B, pentru că în B nu este nimeni. Ia. No. Dar cea mai mare probabilitate este că tipul ăsta chiar se joace bine. Ia. Să vedem când se pregătesc teroriștii să intre, ca lumea. Ia, acum. A tras acolo. Headshot. Perfect, headshot-ul. Și în cele din urmă a murit. Cred că o să rămân la concluzia că tipul ăsta este doar un jucător bun. Pentru că altfel ar fi dat de fiecare dată. Nu știu ce hacker s-ar activa, gen să dea un kill cu hack, un kill cu hack, un kill fără hack. No, tipul ăsta, după părerea mea, este un jucător e foarte bun și nu știu, poate să fie ceva smurf, dar poate chiar să joace la rangul lui să fie într-o zi în care chiar e în formă și trage perfect. Un kill, una bucată aici. Și și-a luat în cele din urmă. Își cumpără Deagle doar de data asta. Uite, câștigi câteva trick-uri să încerci să scape de mid, dar tot și-a luat urmă aici puțin. Pe ultima rundă și cred că puteau să-și cumpere mai mult de atât. Hai să vedem aici situația. Wow. Cred că ăsta e cel mai profesionist suspect de care am dat până acum. Sincer, cel puțin asta e părerea mea, că tipul ăsta chiar este curat și că nu are absolut niciun hack, ci doar joacă bine. Știe să manevreze cu mouse-ul ăla, ia. Hai. Headshot. Dacă face și runda asta, acum îi crește pe ceilalți 10, ai dat report. Îl simte și pe ăla că vine. Nu prea poate să-i mai joace la timp foarte mult. Pentru că, da, teroriștii, unul dintre teroriști se duce în bomba cu aia, iar celălalt îl ține pe ăsta aici la port și cred că o să moară și mai probabil. Mai verifică un tunel. Se mai uită window. E unul aici, fir după cutiile alea care îl ține. Celălalt dă plant în A. E ultima rundă, frate. Aș duce din locul lui. Ah, puțin suspect aici. Da, cam știa surprinzător pe unde era ăla. Deși în urma acelui flash sau nu știu, a dat smoke ceva, n-am văzut incendiar, a dat ceva tipul ăla. S-a văzut de unde vine. Hai să în prima rundă, runda de pistoale. El acum fiind la Tero. Unul este la car. Nu, cam ține. A verificat pitul. În momentul ăsta au este liber, pot da plant fără nicio problemă. Vine unul pe scurt, dar cred că o să vină unul pe scurt. Wow. Și-a pierdut bomba, aparent. O situație 2v1 în favoarea teroriștilor, echipa în care se află și suspectul. Ia. Da, și aici se termină Overwatch-ul, practic. Un caz complicat, sincer să fiu. Un caz complicat care mă face să nu știu ce să dau. Dar cel mai bine zic eu, decât să fac o prostie, să dau niște voturi aiurea, mai bine, decât să-și ia ban aiurea, mai bine îi dau nu. Poate alții care văd acest overwatch vor fi de altă părere. Asta e opinia mea. Dacă sunteți totuși cu alt de, cu tot, dacă aveți cu tot, toată, bă, dacă aveți o altă părere, așa, dacă aveți o altă părere, scrieți în secțiunea de comentarii. Ăsta a fost ceea ce cred eu că am făcut cel mai bine. Nu știu, cel puțin asta cred eu, că a jucat, că este un tip care joacă chiar foarte bine. Mă rog, ăsta a fost clipul, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Geostel și ne auzim data viitoare. Ciao, les!